căsătoriți, ca să zic. Bine ați venit, casă de piatră. Mulțumim frumos. Bine v-am găsit, mulțumim. Bună seara, bună seara, bine ați venit. Să fiți fericiți, vă rugăm să luați loc. Foarte frumos sunteți împreună. Mulțumim. Deci, cine îmi povestește și mie cum ați ajuns voi împreună, cum s-a înfiripat povestea și cum a fost nunta? Cine vorbește primul? O să vorbesc eu, că soția e mai timidă un pic. Noi ne-am cunoscut acum 16 ani. Întâmplător am fost la un salon de frumusețe să mă aranjez un pic. Așa. Și chiar am dat aproape de soție. M-a aranjat la păr și m-au dat ușor la spate. Așa ne-am... Așa. Când m-a uscat la păr și... A fost primul contact pe care l-am avut. Știai cine-i domnul? Da, știam cine este și aveam foarte mare emoții. Îmi tremurau mâinile. S-a emoționat, probabil din cauza asta. Vedete, s-a întâmplat. Da. Hai, vedet. Eu am fost, de obicei nu fac azi când mă duc undeva, mă îmbrac mai simplu, nu epatez. Bun, și după aceea ai invitat fata în oraș, nu? Sau cum ai făcut? A durat ceva până ne-am mai întâlnit o dată, de două ori, am avut și... A durat ceva, adică ani de zile? Nu. Câte o lună. Așa? Pentru că am avut un spectacol unde erau hairstyliști și ea era invitată. Și uite așa, ne-am întâlnit a doua oară și am rămas împreună de atunci. Foarte și astăzi avem 16 ani de când suntem împreună. Mulți înainte. Și 3 de căsnicie, să zicem. Dar noi considerăm că căsnicia a început de atunci. De atunci. Da, foarte nu? Frumos. Da. Și acum da. Ați făcut nunta, cum ar fi, nu? Sau cum a fost acum? Cununia religioasă anul acesta și acum 3 ani cununia civilă. Cununia civilă, foarte frumos. Cum este Marius Dragomir ca soț, ca partener de viață? Tu acum taci, lași fata să vorbesc. Dau din casă. Da. Marius Dragomir este un soț iubitor, atent. Și de ce îl iubești? Îl iubesc pentru ceea ce este el, ca și om. Și după aceea ca și artist. Artiștii sunt persoane mai dificile, mai nebune, trăiesc într-o lume a lor mai pe care puțin o înțeleg. Chiar, cum ai cucerit fata? Cu o floare, cu o vorbă, cum ai cucerit-o? Cu melodia Cine Oare. Cine Oare? Aha. Printre alte multe piese pe care le-am... Trebuie să spun că Nicoleta venea la spectacolele mele, era un fan. Da. La spectacole unde pe stadion sau... Era prezentă. Nu s-a gândit, cred că niciodată, sau probabil a avut o intuiție că ne vom întâlni vreodată și asta. Să știi că femeile întotdeauna au ceva în plus față de noi, intuiție sau pur și simplu abilitate. Da. Noi doar credem că suntem capul familiei, după cum se știe. Dacă stăm pe gâtul femeii, pe gâtul care este femeia, lucrurile se rezolvă foarte simplu, deci nu vă faceți iluzii. Bun. Deci cam asta a fost. După aceea... Da, am rămas împreună și am continuat viața. Restul să spună... Auzi, da, v-ați căsătorit după 13 ani de când erați împreună, nu? Da. Da. De ce? De ce? Pentru că... E o cifră magică pentru noi. Ne-am întâlnit și ne-am gândit și la treaba asta, că e o cifră magică. Și ca să stăm, să ne cunoaștem bine, să vedem cum rezistăm timpului. Să vedem, putem trece prin bune și rele... Majoritatea se grăbesc și după aceea le pare rău. Da. Doamnelor și domnilor, după scurtă pauză o să aflați și ce s-a desfășurat acum. Imagini, cununie religioasă, nebunie. Da. Nebunie frumoasă. Stați cu 23 septembrie este ziua lor. Acum 17 ani pe 23 septembrie s-au cunoscut. În 2015 pe 23 septembrie au făcut cununia civilă. Și, evident, pe 23 septembrie au făcut și cununia religioasă în fața Domnului, ceea ce este foarte, foarte frumos. Și, într-adevăr, iată o dragoste care a ajuns acum în fața lui Dumnezeu după atâția ani, 16 ani de... Da, da. De relații, iubire până la urmă. Am supus-o timpului, să vedem, e ca și sabia japoneză, cu cât o bază mai tare, cu atât se face mai... Deci asta înseamnă că vă iubiți foarte tare, că unii după și după una, după trei, de acum nu mai durează trei ani de multă vreme. Da, avem o iubire profundă, eu cred că ceea ce am realizat noi este un lucru foarte frumos și aș vrea să realizeze și alții. Frumos. Hai să vedem așa, uite, sunteți îmbrăcați chiar ca la eveniment acolo, văd că haina asta a ta foarte prețioasă. Da. Așa, și de asemenea și... Băi, tu vezi că mireasa e îmbrăcată ca uite, atunci. Exact, au venit. Vreau să vă fac o surpriză. Mulțumim foarte mult, prin urmare, ca și cum ar fi venit de acolo, îi vedeți niște fotografii foarte frumoase. Cum a fost evenimentul? Hai să povestim puțin. A fost un eveniment simplu,
Secret. Secret și cu puține persoane, pentru că știam câți că... Au fost? Am fost cu totul 6 persoane. Așa ai vrut? Da. Nașii? Da. Nașii, doi prieteni, de fapt, o cumnată de-a mea cu cumnatul și atât. Ai vrut să fie intim, să nu fie prea multă lume sau de ce? Adică e mai bine așa? E mai bine așa, nu vreau bătaie de cap, nu vreau să am acordioniști care vin cu... Nu, știi cum e, mai vine să-ți cânte la ureche, mai mine să-ți arma. Păi oricum apare în fața ofițerului de stare civilă, la biserică n-apare, e adevărat. N-apare, deci n-a știut nimeni, a fost un secret și colo și colo. Bun. Nu, deci am vrut ceva special, ceva intim, să ne bucurăm, să ne putem bucura, să nu alergăm de la masă la masă, să nu... Știu. Cum e, da? N-am făcut nicio așa și înțeleg foarte bine. A fost o singură masă, știi? Da. Ceva mult mai... Toți sunt lângă tine, e adevărat. Da, exact. Este un avantaj. Bun, înțeleg că ai avut o limuzină specială, că văd că doamna coboară așa maestuos. Foarte frumos acolo ce avem. Avem verighetele, nu? Da. Cum ar înțeles verighetele? Sau care este, e o semnificație, nume, sau cum... Da, este un aur alb cu aur galben și reprezintă luna și soarele, femininul și masculinul, iubirea și eternitatea, ca să spun așa. Foarte frumos. Noi suntem niște persoane mai spirituale, mai, să zic, introvertite, dar nu neapărat, pentru că știm să ne emulăm foarte repede după oamenii cu care ne întâlnim. Ne place să vorbim și eu celui cu Vlădincă și celui cu Opincă. Foarte frumos. Bun. După care ați intrat în biserică, ce biserică a fost? Undeva în Brașov sau unde? Biserica Sfântul Ioan, exact acolo unde stau eu, la vreo două străzi mai jos, pentru că noi avem 7 biserici, dacă nu mă înșer, dacă nu sunt mai multe acum. Da. Erau 7 sătuce, de aici vine și numele de Săcele. Ah, Săcele, deci practic voi sunteți lângă Brașov, în Săcele. Da. Foarte frumos. E o zonă foarte frumoasă, împădurită, stăm sub pădure. Încercăm să ne revigorăm și să nu trăim în zgomotul permanent al orașelor. Lacrimi, ceva, emoție, momente speciale acolo? Nu, deloc. Nu? Mă așteptam la tine. Dacă plângi sau n-ai plâns Nu am plâns. Nu? Nici n-am avut emoții, nu, pentru că m-am bucurat. A fost o împlinire a relației, o constatare a faptului că noi suntem făcuți unul pentru celălalt. Foarte frumos. S-a aprofundat iubirea, deci a căpătat consistență. Tu ai e foarte caldă și liniștită, cel puțin așa o văd eu acum, tu să-mi spui dacă acasă este tot așa. Nu, suntem două firi temperamentale, dar știm să ne înțelegem unul cu celălalt. Da. E o zodie de apă puternică, eu sunt de foc. Ia, ce este tu, ce ești? Scorpion. Ah! Păi n-a spune că e chiar așa, că dacă e scorpion, așa. Acum am înțeles. Da. Și tu ce ești? Eu sunt berbec. Am înțeles. Nu-i ușor, la prima vedere. Nu-i ușor. Uite, cu datele astea au trecut 17 ani aproape. Am reușit să facem lucruri pe care alții nu reușesc să le facă. Și noastre. Nu există un secret al relației perfecte. Există dragoste, respect și mai ales toleranță. Bun. După binecuvântare, inele, părintele v-a adus semnul Domnului, după care ce ați făcut? Aceea am mers frumos la un loc unde ne-am întâlnit cu nașii, cu cei care ne-am... Deci un restaurant, o masă a fost practic. Da, foarte rezervat, așa, bine închisă, pe un ponton frumos. Pe un ponton? Da. Tot la Săcele sau mai... Da, tot pe acolo, tot pe unde acolo. Unde e ponton la Săcele? Cum spun... Eu știam că e munte acolo, pontonul. Este un loc în foarte frumos. În zona Timișului de sus, Timișul de jos. Da, cred că da. E foarte frumos și... Și pozele pe care le-am făcut acolo. Am înțeles. Foarte frumoase pozele. Făcute de Alina. Vrei să ne amuzăm un pic? Noastră, a furat cineva mireasa? Nu. No. Păi dacă... No. Cine să mai fure? Auzi, pe cine puteai să bănuiești dacă fura mireasa? Nașul era aici, ceilalți voi sigur, știi? Nu. Singură un pic. Ne-am rupt un pic de tradiționalismul ăsta și am încercat să fim relaxați, că... Nunta asta, totuși, când te duci acasă, vrei să o savurezi. Așa. Nu vrei ca să fii terminat. De obicei, nunțile știm cum se termină. Uneori mai bine, alteori mai rău. Așa e. Și atunci e bine ca să... Noi ne-am amers pe făgașul ăsta, ne-am înțeles, suntem de acord, avem aceleași gusturi, aceleași tendințe și am zis, stai-mă un pic, că... Ce să miroase ca acordeonul sarmale când cântă ăla, eu nu vreau Dar mai bine așa, o muzică frumoasă, liniștită, un dans acolo, două, trei, cum ne simțim bine și, pe urmă, e cel mai bine așa.
Foarte frumos. Dar cum mențineți dragostea după 17 ani? Sunt foarte curioasă, pentru că în ziua de astăzi multe relații eșuează, nu ajung departe. Nu știu dacă e ceva de menținut, că ea vine de la sine. Cu fiecare problemă pe care o ai, că problemele de obicei întăresc cuplu, iubirea, cum am spus, se aprofundează, devine mai înțeleaptă. Și ați spus de probleme, bănuiesc că ați avut probleme. Păi, sigur, ca sigur, toată lumea. Am fost bolnav, am trecut prin multe. Lumea știe deja că tu ai avut o problemă la inimă foarte serioasă. În 2012, da, am avut infarctul ăsta care a fost... mi-a schimbat mult viața și am văzut cine îți stă alături și cine nu stă alături. Cine te iubește, cine nu te iubește. Dar Marius a presimțit că o să facă ori un infarct, ori atac cerebral, da, știut. Eu le-am cu astea. Adică ai... Da, le-am cu astea. Deci tu poți să simți ceva pentru tine? Câteodată, deci nu pot întotdeauna, dar sunt... Dă-mi un exemplu, în afară de asta. Păi... Poți să simți și pentru soția ta sau pentru cine din jur? Da, am simțit și pentru ea. Am simțit și tatăl meu înainte să moară, am simțit că o să moară. Ia uzi. I-am spus că o să moară într-o zi sfântă și a murit de Sfânta Maria. Incredibil. Trebuie să cunoști omul sau pur și simplu văzându-l vezi? Nu, e o senzație unică, nu se poate descrie în cuvinte. Și la fiecare om vezi sau numai te uiți la unul și ai un flash? Adică trebuie să fii mai apropiat? Nu. Uite, nu. Sunt persoane care... A fost ziua care... domnișoare ieri. Uite-te la ea, ce ei spune? La mulți ani, în primul rând. Mulțumesc mult, la fel, să vă dea Dumnezeu. El spune că trebuie să aibă grijă în carieră, care mulți dușmani. Serios? Da, dar și prieteni care sunt aproape. Auzi, vrei să spun ceva? N-ai dușman, nu există. Exact, da, deci n-am spus nimic nou. Da, nu mă concentrez oricum pe dușman, să fie prieten. Și acum rog pe Marius să se uite la mine. Nu, stai, Cristian, stai să-ți explic cum e. De curiozitate. Sunt unele lucruri pe care le simți când te uiți la un om, dar poate altă dată nu. Așa. Nu întotdeauna. Sunt anumite momente... Eu nu te-am luat pe tine de, de profiler sau de situații. Dar de mic am harul ăsta, să zic. Am înțeles. Nu l-am prea expus, că lumea nu te înțelege și te-a de... De ce? Uite, sunt emisiuni dedicate acum. Știu. Nu m-am... Colegii noștri de la Antena 3, cred că au vreo 3 emisiuni, numai cu Am fost invitat cu... odată la o emisiune și era un nene cu gura strâmbă care vorbește așa, nu știu cum îl chema, care făcea mișto și am zis că ai venit la emisiunea asta să-ți mai faci puțin rating și îmi pare rău, deci nu știu dacă am nevoie să mă mai fac cunoscut. Am venit să spun ceea ce am văzut eu vis-a-vis de infar și alea și... Și m-a luat la mișto. Și atunci am zis, nu dacă... te supăra, te-ai dus într-un anturaj nepotrivit. Cred că s-a adunat un anturaj nepotrivit. Bun. Să trecem peste chestii. De ce nu vorbesc eu? Am înțeles. Nu vrei să-mi spui nimic, te cred. Nu că nu spun. Spun dacă sunt curioasă. Poate vrea să-mi spună după aia, cine știe. Vrea să-mi spună că o să... Cine știe ce să... Nu mă lasă să-mi spună că sunt curioasă. Nu mă lasă omul, dacă vrea să spună bine, dacă nu. O să-i spun, o să-i spun. Vreau să te întreb altceva. Deci Party in Transilvania a fost în 1995, deci primii 92-93, eu eram ziarist pe vremea aia, mergeam pe stradă, erau tarabe cu casete și știai clar ce să poartă. A fost așa. I will always love you, Whitney Houston. Deci nu puteai să tragi un... Mă înțelegi? Deci nu se putea. Ace of Base. Înțelegi? Dumnezeu, n-aveai loc. După care, șoc, șoc, șoc. O piesă românească se auzea din toate casetofoanele, dincolo de muzica ușoară. Marius Dragomir, Party in Transilvania. Ta 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 ta. Dar cine nu știa? Da, unde te duceai? Da, am călătorit o noapte până la Botoșan la nunta unor prieteni și când voiam să adorm, a pus unul de 200 de ori piesa aia și nu mai puteam și nu mai știam ce să fac. Era, trebuia să fie curunia mai târziu și nu mai puteam să lipesc un ochi. Te-am iubit atunci. Așa și cred. Și eu de multe ori încercam să trec așa pe stradă că lumea zicea, uite-l pe, nu ne cânta sau că cred că unii mă înjurau, că așa ca și tine, și eu am auzit-o de foarte multe ori. Eu nu te-am jurat pe tine, l-am jurat pe ăla, dar a pus 200 de ori piesa, înțelegi? Am înțeles, ce piesă a spus băiatul ăsta? Și eu mergeam pe stradă și ascultam asta, mă săturasem și eu la un moment dat, sincer. Aș fi vrut să mai... Bine, au urmat alte piese. Da. Dă-mă mamă după Ghiuri, al doilea album care s-a vândut foarte bine, Jamila... Tu mi-ai spus Cioara. Că ai vândut aproape 1.800.000 de exemplare. Așa au spus firmele cu care am scos, pe acte. Și pe vremea pirateria, deci făcea oricine casetă să vindea la colțul străzii. Da. Deci aveai contract și cu firma editoare până și ei aveau grijă să-ți meargă bine. Deci toată lumea... Am înțeles. Deci practic tu spuneai că ai vândut cam 5 milioane. De... Cam așa. Deci tu puteai să fii în momentul ăla realizat pe viață. Da. Au fost și... Eu am fost un inițiator. Deci eu am fost inițiatorul...
stilului etno-dance. Așa, așa este. Da, că după aia a fost etno, da, o groază, știi, a fost etno, o groază de trupe, România, da, 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 au venit din spate. Asta n-a făcut decât să recunoască ceea ce am făcut eu și astăzi prost, există... Ca unul dacă face da, 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 dar Marius Dragomir rămâne părintele muzicii etno-dance. Uite, vezi cum îl iubește. Ce frumos, nu așa, intervenția. Uite, eu nu pot să subliniez. Doamnelor și domnilor, prin urmare, Marius Dragomir trăiește o primăvară de atâția ani de zile. A venit în premieră pentru dumneavoastră să vă spună. Înainte, ca să, pentru că ne respectăm invitații, soția voia să spună un moment important care s-a întâmplat și ar fi ingrat din partea mulțumesc mea să nu marcați moment. Da, vreau să menționez faptul că anul acesta Marius celebrează 44 de ani de carieră muzicală și în cadrul festivalului de carte și muzică care se organizează anual la Brașov a fost dezvelit și bustul lui Marius realizat de renumitul sculptor Petrică Buhnici. Iar acest bust a fost dezvelit alături de al altor personalități, cum ar fi Regina Maria, foarte Regele tare Mihai, Neagu Giovara. Să știi că am vrut să o lași pe ea să vorbească, să o vadă lumea. Știi că ai vorbit tu, știi, să o vadă... Am avut un pic emoții, dar cred că m-am descurcat. Foarte bine, bravo. Foarte doamnelor frumos, și domnilor, Marius Dragomir, iată, într-o secvență... Vreau să mai spun un singur... Tocmai și vorbeam și gata. Da? Vreau să anunț că de asta când și Party in Transilvania. Da? Voi reedita albumul Party in Transilvania la cererea fanilor. Mi se pare normal. O să-l... nu-i schimb abia sound-ul. Abia la care mai pune de 200 de ori sub genul la piața. Nu-i schimb sound-ul, doar îl curăț un pic ca să fie ok. Și pe lângă asta pregătesc și un film de scurtmetraj cu muzică de film și piesa în sine. O să fie drag un succes. Scena aia lui Marius Dragomir. Mulțumesc.